Odată cu ridicarea din data de 9 martie a stării de alertă, activitățile cotidiene vor începe să își revină la normal. Așa este și cazul burselor locurilor de muncă, ce vor începe să fie organizate din nou luna viitoare. O astfel de bursă se pregătește a fi organizată, după toate probabilitățile, în cursul lunii aprilie, de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Pe viitor ne propunem, dacă timpul ne va permite, dacă sigur pandemia va înregistra o scădere, să avem întâlnirile cu beneficiarii noștri, cele burse locurilor de muncă. Luna viitoare sperăm să venim cu o veste bună în acest sens și să organizăm o primă bursă locurilor de muncă. Conform ultimelor date oficiale comunicate de către AJFM Hunedoara, rata șomajului în județ este de aproape 4%.